Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit pe cei din Zodia Scorpion sau cu ascendent în Zodia Scorpion la o nouă etalare în Zațul de Cafea. Păi, haideți să vedem despre ce este vorba și la voi. Văd că de 7 zile, 7 ore, ceva de această natură, voi sunt, sau poate chiar 7 săptămâni, voi aveți o supărare destul de mare, o supărare care vă dă bătăi de cap. Nu cred că este o supărare așa la întâmplare, ci mai aici poate fi vorba inclusiv despre o despărțire de o persoană foarte dragă vouă. Însă gândul vostru a rămas la persoana respectivă, încă nu reușiți să vă detașați de această persoană. Încă nu reușiți să vă puneți gândurile în ordine, să vă puneți viața în ordine. Văd că aici există foarte multe amintiri în legătură cu această persoană dragă. E adevărat că amintirile rămân, dar trebuie să și ieșiți din această stare, să depășiți aceste momente, chiar dacă sunt unele momente mai dificile. Mai văd aici pentru voi persoană cu inițiala L, care apare în viața voastră sau au apărut deja. Este o persoană cu ochi căprui. Mi se pare o persoană mai tânără decât voi. Este o persoană destul de spontană, o persoană jucăușă, care știe cum să vă scoată totuși din această stare. Însă, puțin de atenție, de ce? Pentru că, așa cum am spus, dacă nu reușiți să vă detașați de această persoană de care v-ați despărțit, este posibil chiar și această persoană să plece din viața voastră, pentru că cumva simte că încă vă gândiți la această persoană din trecut și nu puteți depăși momentul și atunci nu vede posibilitatea ca voi doi să mergeți mai departe. Aici este posibil ca în luna martie voi să discutați destul de serios cu această persoană, să vă spună inclusiv că își dorește o relație destul de stabilă cu voi, că își dorește ceva mai mult, sau poate să fie vorba inclusiv că vă face o surpriză și face cerere în căsătorie de față cu membrii familiei. Însă pentru voi acest lucru nu este tocmai drăguț, că e ca și cum tot voi îi faceți reproșuri de ce a făcut un acest gest, de ce nu v-a atenționat și așa mai departe. Dar până la urmă lucrurile se clarifică și văd că rămâneți pe mai departe cu această persoană. Însă, trebuie să țineți cont că această etalare este una generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor. De ce spun acest lucru? Pentru că până se clarifică situația dintre voi doi, așa cum am spus, poate dura între 8 și 85 de zile. Depinde acum de energia voastră, de ce vreți voi pe mai departe, dar voi, într-adevăr, da, puteți să rămâneți cu această persoană nouă, chiar dacă această persoană este posibil, în primul rând, să aibă voi să fiți două persoane, una cu inițiala STF și cealaltă cu inițiala D, B sau C. Bun. Pe lângă asta, mai poate fi vorba inclusiv de faptul că cealaltă persoană este posibil să fie o zodie cornută sau cu ascendent într-o zodie cornută. Dar văd că de înțeles, vă înțelegeți foarte bine, văd că n-ar fi nimic exclus ca această relație să fi pornit inclusiv de la o prietenie destul de profundă. Adică voi poate ați fost prieteni, iar acum treceți la următorul nivel. Da? Deci poate să, sau această persoană face parte din anturajul vostru de prieteni, poate să fie și asta. Dar mai poate fi vorba și, inclusiv și de un coleg de muncă sau colegă de muncă. Da?
Bun. De ce spun asta? Pentru că văd că este o persoană care a stat destul de mult timp în preajma voastră, nu este o persoană pe care să o cunoașteți chiar acum de puțin timp, dar este o persoană la care nu v-ați gândit că puteți avea cu persoana respectivă o relație de iubire. Dar uite că se poate. Posibil ca unul dintre voi doi să fie născut în luna a cincea sau, nu, unul dintre voi doi, că voi sunteți, așa cum am spus, scorpion, deci nu are nicio legătură, dar puteți fi născuți, de exemplu, pe data de 5, 15 sau 25. Sau cealaltă persoană să fie născută în luna mai, în luna a cincea. Da? Deci se poate întâmpla și o astfel de situație. Sau poate că în luna mai, anul trecut, ați cunoscut această persoană. Da? Deci poate să fie și așa. Deci cifra 5 îmi este foarte clar că reprezintă ceva pentru voi. Dar nu reprezintă doar faptul că această cifră e, ne gândim la ea ca o cifră, ci ne gândim că aduce și destul de multe schimbări în viața voastră. Deci e bine că aceste schimbări vin din bine în mai bine. Mai văd aici o persoană destul de tânără care vrea să vă asculte, vrea să stați de vorbă cu persoana respectivă și chiar veți sta de vorbă. Aici e mai mult vorba de familie, prieteni, prietene, da? E mai mult așa o situație din aceasta, nu e vorba de iubire. Văd că vă duceți în luna martie chiar la o petrecere, vă întâlniți cu foarte multe persoane, vă întâlniți inclusiv cu persoane pe care nu le-ați mai văzut de mult timp și aveți un dor aparte de persoanele respective. Nu neapărat iubiri din trecut, ci vorbim de prieteni, prietene. Aici nu vorbim de persoane care au făcut parte din viața voastră amoroasă. Chiar dacă vă întâlniți cu astfel de persoane care au făcut parte din viața voastră amoroasă, nu văd să dați curs acestor întâlniri, ci mai degrabă poate să fie o întâlnire din asta bună ce mai faci, dar nimic de tip amoros. Văd că cumva voi trecutul îl îngropați, indiferent de situație, și nu vreți să mai știți nimic despre persoanele din trecutul vostru. De ce? Pentru că, din câte văd aici, aceste persoane v-au rănit destul de mult și atunci nu vreți să mai aveți de-a face cu aceste persoane, mai ales că aici vorbim inclusiv despre situații de trio, adică persoane care v-au înșelat, dar vorbim și despre persoane care și-au dorit să aibă și au avut un anumit control, o anumită posesivitate asupra voastră. Cumva aceste persoane v-au înjosit și oricum ar veni, da, de gândit la voi, persoanele respective se gândesc, așa cum am spus, e posibil inclusiv să facă poate un pas înspre voi, nu neapărat să vină la ușa voastră, dar se poate întâmpla să vă facă un mesaj sau pur și simplu să vedeți voi că postează ceva pe rețelele de socializare care să vă dea de înțeles că acele persoane încă se gândesc la voi. Dar pentru voi acele persoane nu mai reprezintă o oportunitate, nu mai reprezintă o cale de a merge mai departe. Văd că primiți vești de la o persoană cu inițiala E, L. Veștile sunt vești bune, nu sunt vești rele, doar că cumva pe voi, în momentul în care le primiți, cred că le tratați cu o ușoară indiferență. Dar nu că sunt vești rele. Dacă vă gândiți, dacă vă veți căsători vreodată, da, de căsători vă veți căsători, cererea în căsătorie o veți primi, nu se pune problema, însă văd că mai aveți puțin de așteptat, după care se întâmplă și acele lucruri. Aveți aici persoane cu inițiala P, L, R, da, aceste persoane, să știți că
se gândesc destul de intens la voi, se gândesc să ia legătura cu voi, dar văd că ceva le oprește. Poate să fie vorba de faptul că voi le-ați transmis destul de clar că nu vreți să mai aveți de-a face cu persoanele respective sau pur și simplu persoanele respective știu foarte clar că nu mai au nicio șansă cu voi, că degeaba vin înspre voi, că voi nu vreți să mai faceți, nu că să nu mai faceți niciun pas, dar nici măcar nu vreți să le mai dați atenție persoanelor respective. În rest, luna martie pentru voi este o lună destul de bună. Prima parte a lunii martie, puțin mai încărcată, poate că aveți și mai mult de lucru la servici, poate că, participați și la petreceri mai multe și atunci asta cumva pe voi vă va obosi un pic. Dar după jumatea lunii martie văd că lucrurile merg din bine în mai bine, mai ales după data de 10 martie. Da? Deci, ușor, ușor lucrurile încep să se lămurească pentru voi și să mai găsiți și voi acel moment de respiro. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o lună martie cât mai frumoasă. La revedere!